Ninel Muja, vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, instituție care administrează drumul respectiv, a declarat că traficul rutier în zona Cernădie se va relua de astăzi. Va fi instituită însă o restricție de maximum 5 tone pentru autovehiculele care tranzitează punctul respectiv. Noi am avut o problemă pe drumul județean între localitățile Baia de Fier și Novaci, la Cernădie. Am fost alaltieri acolo, am văzut varianta provizorie de ocolire, s-a terminat lucrarea. În momentul de față, o echipă tehnică din cadrul direcției tehnice se deplasează împreună cu serviciul poliției rutiere la această variantă. Cred că la ora 12 se va da drumul la circulație. Merg acolo pentru a stabili dacă sunt corect instalate semnalizările, dacă lucrarea este ok, și noi sperăm că la ora 12 să se redea circulație. Potrivit lui Ninel Muja, lucrările la varianta ocolitoare au fost realizate cu fonduri de la Consiliul Județean Gorj. Suma alocată a fost de 20.000 de lei. Ninel Muja a mai spus că pentru lucrările de reparații în zona afectată de viitură este necesar un buget de 1 milion de lei cu TVA inclus. În acest sens au fost solicitate fonduri de la guvern. Am solicitat de la guvern pe fondul de investiții bani pentru această lucrare. Valoarea solicitată este 1 milion de lei cu TVA. Varianta aceasta este o variantă provizorie. Da. Știți că n-am încă, dar estimativ undeva la 200 de milioane.